Iubiți frați și surori, să ne rugăm pentru fratele Ovidiu Liteanu, săptămâna viitoare va intra în operație pentru o tumoare pe creier. Domnul să vă binecuvânteze și să vă răsplătească. Poate ultima chemare pentru tine, ești chemat să ai salvare la Iisus. Poate-i ultima chemare, nu știi bine, dacă vei mai fi în viață, prieten drag. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te să fii iertat și mântuit. De azi să fii copilul său. Acolo unde ești, prietenă, prieten drag, spune, da, Doamne, tu mi-ai dat credință, de azi vreau să fiu copilul tău. Cât de scurtă este viața omenească, ești un aur, ești o umbră pe pământ. Călători spre veșnicia ce te așteaptă, unde vei pleca cu prieten în curând. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit. De azi să fii copilul său. De ce să trăiești cu cel rău? De ce să fii apăsat, tulburat, trudit? Vino la Domnul. Evanghelia te cheamă azi pe tine, din pierzare să te-ntorci la Dumnezeu. Nu pleca nemântuit în veșnicie, o te rog, primește-l azi pe Fiul Său. Toată inima. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu. Întoarce-te să fii iertat și mântuit. De azi să fii copilul Său. El poate. Nu te îndoi. El poate să te elibereze, să te vindece, omule. Dar vino la inimă. O, ascultă, ascult inima chemarea, ce ți-o face Dumnezeu, ce te-a creiat. Vino, prieten, chiar acum primești iertarea, vino să-L primești pe Domnul minunat. Aleluia! Acum te toarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, întoarce să fii iertat și mântuit. De azi să fii copilul Său. Fii hotărât. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit. De azi să fii copilul Său.